Salut, traderi! Este data de 10 ianuarie și în acest prim video de astăzi o să vorbesc despre criptovalute. Am vorbit anul trecut, la sfârșit, despre o posibilă corecție în ceea ce privește criptovalutele. Această corecție a existat, în unele cazuri chiar foarte agresivă. O să încep cu Bitcoin-ul. Și observăm că după ce a atins acest 3200, era un prag despre care eu am vorbit în jurul valorii de 3000-3200, Bitcoin-ul a avut un rebound, iar apoi această tentativă de a crește peste 4200 a fost nereușită. Spusesem eu la momentul respectiv că o eventuală corecție ar putea duce prețul către 5000, către acest nivel. După cum observăm, piața n-a avut putere să ducă prețul peste 4250-4300, iar după o mică consolidare, astăzi avem o scădere destul de agresivă. Văzusem la un moment dat printre optimiștii cripto că speculau că ar fi fost un cap și umeri aici. Bine, ei speculau pe undeva pe aici că ar fi fost un cap și umeri. În primul rând, ca această formațiune să fie considerată cap și umeri, ar trebui să depășim nivelul acesta de 4200. Asta ar fi confirmarea. Indiferent de ce tranzacționați, ar trebui să așteptați confirmare, nu să anticipați, să desenați graficul cum va urma să evolueze. Revenind la analiză, cum spuneam, prețul a început să scadă destul de agresiv astăzi, să vedem cum va evolua pe parcursul zilei, dar mai degrabă nu un cap și umeri avem, ci mai degrabă un triunghi. Dacă stăm să ne uităm așa, mai atent, vedem aici avem un maxim, aici un maxim mai mic și aici un maxim și mai mic, piața forțând în jos. Bine, și aici, pentru a fi confirmat acest triunghi, ar trebui să avem o scădere sub acest nivel, știu eu, pe undeva, să ne ducem pe undeva sub 3500. În cazul acela, următorul prag este acesta de la 3250 și am putea să ne ducem chiar mai jos de 3250 și să facem un nou minim al ultimei perioade de un an și ceva. Ethereum. Bun, Ethereum, cum spuneam, unele dintre criptovalute au crescut, corecția a fost mai agresivă pentru ele. Este cazul Ethereum, care după ce a atins acest minim de în jurul valorii de 80, vedem că a avut o creștere foarte agresivă și a dublat valoarea, deci s-a dus în 160. În această zonă se observă că avem și un prag de rezistență foarte important. Mă gândesc că nu va depăși acest prag de rezistență, pentru că ar însemna o schimbare de trend pe termen mediu, iar mă aștept ca trendul descendent pentru criptovalute să continue. Putem însă, dacă ne uităm atent pe grafic, putem considera că aici avem un top. Și în acest moment, această formațiune, care să-i spunem ar fi un flag, s-a încheiat și continuăm pe trendul descendent. Aici s-ar putea deschide poziții short, stop loss-ul peste acest nivel de rezistență și un take profit în această zonă. După cum se vede, risk reward-ul este foarte favorabil în acest caz. Ethereum ar putea reveni de unde a plecat. Este, în schimb, un prag foarte important aici pentru a-l depăși și pe acesta. Mă gândesc că este un minim, cel puțin pentru următoarele 6 luni. Mă gândesc că acest 80
este minimul Ethereum. Dacă ne uităm pe termen ceva mai lung, nu m-am uitat, mă uit acum, Ethereum a scăzut, adică a scăzut până la acel minim undeva la 95%, dacă nu mă înșeală matematica. Revenim pe termen scurt. Cum spuneam, s-ar putea deschide poziții short, un stop loss peste acest nivel și un take profit în jurul valorii de 80. Ripple și el a avut, după ce a atins acest minim, și el a avut o perioadă de corecție, o creștere destul de agresivă de la 30 la 45, 50%. După cum vedem, odată ce a atins 45, avem această lumânare cu codiță lungă, apoi încă o tentativă să treacă de 40, iar această lumânare cu codiță lungă, cea de astăzi. Dacă stau să fac o analogie, vedem aici, după ce a făcut acest minim, cam la fel s-a comportat, a scăzut, bine, amploarea este cu totul alta, după care n-a mai reușit să atingă acest nivel și iarăși a început să scadă spărgând acest nivel. Deci și aici avem un nivel foarte clar de suport, undeva la 33, cred că este. Stați o clipă să... Exact cât e acolo? 34, 90, 35, undeva la 35. Dacă acest nivel va fi spart, putem continua descendent către acest 29. Iar în trecut făcusem o analiză, apropo de Ripple, după această creștere foarte puternică și spuneam că am putea avea aici un nivel de suport pe termen foarte lung, următorul suport fiind acesta de 25 și aici mă aștept destul de să scadă sub acest nivel de suport destul de greu. Deja criptomonedele au scăzut foarte mult, au scăzut peste 90%. Mă gândesc că ne apropiem de finalul trendului descendent. Închei cu Litecoin. Litecoin și el a avut o revenire, la fel ca și Ethereum, se află în această formațiune care este corectivă și aici avem, după cum se vede foarte clar, un nivel de suport care el coincide și cu această linie pe care am tras-o eu nu foarte drept. Dacă scădem sub acest nivel de suport și aici putem să ne îndreptăm către acest 24. Mă gândesc că vor exista scăderi în continuare, dar totuși aceste praguri date, aceste praguri de suport date în ultimul timp vor ține și din acel moment probabil o perioadă de acumulare și de-abia după aia putem să ne gândim la un trend ascendent, dar nu vă închipuiți că un trend ascendent pentru cripto va mai fi ce a fost în 2017, finalul 2017. Cam atât pentru această analiză. Vă mulțumesc pentru atenție. Succes în tranzacționare. La revedere!